Ok, prieteni, vă salutăm iarăși. Iarăși este vineri și, ca de obicei, în fiecare vineri, noi discutăm despre transformarea digitală a Republicii Moldova. Acest nou deziderat, această nouă prioritate națională, care noi vedem în documentele strategice ale Guvernului, Parlamentului, Guvernării, Partidului Guvernare, când avem o coaliție, avem un singur partid acum. Noi vedem niște acțiuni care au loc. Chiar câteva minute în urmă discutam cu domnul vicepremier Țurcanu despre definitivarea proiectului Strategiei Naționale Transformare Digitală 2023-2030, care va fi un document definitoriu al tuturor elementelor conexe pentru transformarea digitală. Noi avem un vicepremier în premier responsabil pentru coordonarea acestui proces la nivel guvernamental, dar și coordonarea unui număr de instituții. Și ideea de bază a acestei strategii digitale 2023-2030 este că niciun cetățean nu trebuie să fie exclus și toți trebuie să beneficieze. Și noi discutăm în fiecare vineri cu invitații noștri, este unul sau doi, astăzi avem doi minunați pe care o să-i prezint imediat. Reamintesc că această serie de discuții care noi dorim una sistemică, tot ce înseamnă tema de transformare digitală, este organizată de către instituția noastră, către IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care eu îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și Privesc.eu. Colegi, salut! Constantin, Vitale, Radu, toată lumea. E în cadrul unui proiect care se numește Think Tanks for EU Membership, implementat de institutul nostru, IPRE, cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. De ce spunem această idee cu Think Tanks for EU Membership? Pentru că noi vedem transformarea digitală inclusiv din perspectiva de alinierea Republicii Moldova la tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Astăzi e plăcerea mea să discutăm cu doi specialiști în domeniul fintech, care o să ne spună imediat ce înseamnă acest fintech și aceste plăți electronice. Este vorba despre domnul Sergiu Stoianov, care este Business Development Manager for Moldova, pentru Moldova la Visa, da, și cu doamna Veronica Sirețeanu, director adjunct Advocacy și Dezvoltare la AmCham Moldova. Apropo, și Sergiu și Veronica, pentru că așa ne-am înțeles noi să fim pe tu, reprezintă și AmCham și o să începem această discuție. Tradițional noi avem câteva întrebări generice, le numim noi, că cumva să avem să dezghețăm acest subiect. Și începem de la întrebări super simple. Vă rog să vă prezentați foarte pe scurt ce instituții reprezentați, cum vedeți rolul instituțiilor pe care le reprezentați dumneavoastră, fie asta AmCham sau fie asta Visa, în tot acest ecosistem și această realitate a timpurilor noastre. Spre exemplu, pentru mine personal, eu întotdeauna fac tot felul de experimente pe tot felul de oameni și întreb care sunt soluțiile digitale cele mai utilizate. Și desigur că cea mai persoana care o întreb cel mai des, nu este dimirare, este soția mea. Și ea întotdeauna spune, Victor, dacă n-ar fi plățile electronice, deci asta este cel mai sensibil pe care se simte ea, soția mea. Deci, de ce să începem? Ce instituții reprezentați? Vă prezentați câteva minute fiecare, rolul instituțiilor dumneavoastră. Veronica, Sergiu, să ne spuneți de ce voi aveți un cogemiti comitet în AmCham pentru această dimensiune. Mi se pare super important acest element și de ce vă ați plasat această temă atât de sus în ierarhia activității voastre. Sergiu, sorry, ladies first, cum spunem noi, începem de la vreme. Sigur, sigur. Mulțumesc mult, Victor, mulțumesc mult pentru această invitație. De fapt, este o emisiune care am avut plăcerea să urmăresc mai multe produse pe care le-ați făcut și crede-mă, de fiecare dată regăseam anumite subiecte pe care le discutăm și noi în Comitetul de Transformare Digitală. Eu sunt Veronica Sirețeanu, m-ai prezentat un pic mai devreme. Sunt vicedirector pe Advocacy și Dezvoltare la AmCham și coordonez și activitatea Comitetului de Transformare Digitală de pe intern, din partea echipei executive, să zic așa. De fapt, acest comitet a apărut ca o necesitate naturală a ceea ce a însemnat pandemia. Membrii noștri s-au confruntat cu o problemă legată de necesitatea de discutare despre digitalizare per se, promovarea unor măsuri legate de digitalizare și așa mai departe. Noi fiind cea mai mare comunitate de
business din țară, având peste 150 de membri, reprezentând 130 de domenii, reprezentând tot sectorul financiar, asta desigur că a fost o provocare foarte mare. Noi am făcut acest comitet inițial, anume ca să vedem unde pe dimensiune de transformare digitală noi am putea să intervenim, am pornit-o cu B2G-ul, am ajuns la B2B, în Cecișor am trecut prin e-com, dar de fiecare Veronica, dată... Veronica, noi ne-am înțeles la început că dacă facem abrevieri, pentru că noi vrem să ajungem la cât mai mulți oameni, ce cu acest B2B, B2G da. Și așa mai departe. De acord. B2G ar fi business to government, acolo unde noi trebuie să ne asigurăm că serviciile guvernamentale sunt, sau interacțiunea cu statul este una digitală, acolo unde este nevoie și dacă este digitală se face calitativ, că de multe ori se întâmplă să există o interacțiune digitală, dar ea să fie una așa mai păguboasă. Aici am pornit-o, de asemenea avem tot așa ca prioritate să vedem ce putem să digitalizăm pe dimensiunea deja business to business. Aici sunt multe instrumente care chiar la nivel de stat au fost implementate, dar noi am dorit foarte mult ca ele să fie externalizate și permise să fie accesate pentru ca să le utilizeze și business. Vorbim, de exemplu, despre factura electronică, e-factura, care poate fi ușor completată cu câteva module pentru aceea ca să ajute business-ul de asemenea să tranzacționeze ușor între ei. Vorbim, desigur, și despre comerțul electronic. Noi avem un mare avantaj, prioritate la nivel de SEFTA, țările din Europa Centrală și țările Balcanilor de Nord, sau, să zicem așa, țările candidate de aderare la Uniunea Europeană, ca așa o să fie mai simplu, să fim punctul de contact din Moldova pe tot ce înseamnă comerț electronic, amceam. Respectiv, foarte multe subiecte, multe provocări legate de asta, nu o să mă opresc foarte mult. Completul de transformare digitală, spuneam, cu toate că are multe subiecte pe care le desfășura, inclusiv identificarea clientului de la distanță a fost unul din subiecte, dar cred că o linie roșie în tot ceea ce am făcut noi era foarte mult legată de tot ce înseamnă plăți, plățile electronice, deoarece, după cum am spus, avem marele avantaj să avem în calitate de membri practic toate băncile, ambele sisteme internaționale de plăți, să avem în calitate de membri tot ce înseamnă practic fintech in payment în Moldova, integratorii de plăți, deci toți cei care asigură plățile electronice, fiind membri, venind cu fiecare cu problematica lui, câteodată cu problematica concurentă între ele, că interesele sunt diferite. Noi încercăm împreună cu Serghei, care este președintele Comitetului de Transformare Digitală, ales de membrii noștri să-i reprezinte în primă instanță, să facem față acestor provocări și să vedem cum putem face plățile mai accesibile pentru cât mai multă lume. Și mai legere, și mai intuitive, și mai rapide, și mai securizate, și așa mai departe, dar nu înainte. Veronica, de obicei, noi se întâmplă așa de fiecare dată. Noi adresăm câteva întrebări generice, dar după ce invitații noștri vorbesc un minut, noi avem încă 700 de întrebări conexe la tema asta, dar nu înainte de a discuta cu Sergiu. Sergiu, câteva elemente despre compania voastră. Nu cred că este cineva care nu știe ce înseamnă Visa. Și ce v-a făcut dumneavoastră să acceptați această poziție? Este destul de responsabil pentru că, nu știu cum să zic eu, eu mă aflu la Comorat acum, după vizitarea patrur orașe și întotdeauna mă mir cât de puțin se comunic pe toate domeniile conexe și cât de importante este această comunicare. Dar noi parcă avem toate elementele conexe, parcă știm de toate aceste sisteme de plăți, parcă avem toate băncile care trebuie într-un fel sau altul să primească aceste nu știu, plăți și așa mai departe. Dar astăzi dimineață primul lucru care mi-a tras mie atenția în Cantemir, în oraș Cantemir, la trei bănci comerciale l-am trecut prin centru și peste tot, la prima oră, erau rânduri. Ce se întâmplă? Dar asta un pic mai târziu, așa ca să vă dau un fel de food for thought. Dar, Sergiu, un pic despre Visa în Republica Moldova, ce faceți, cu ce vă ocupați, sunteți satisfăcuți, nu satisfăcuți? Și după asta discutăm despre elemente conexe. Sergiu? Mersi mult. Deci Visa. Visa a început activitatea ca sistemul de plăți. Actualmente noi socotim că nu suntem un simplu sistem de plăți, dar suntem o companie tehnologică, o rețea pentru rețele, deci rețea de plăți, rețea de comunicații, rețea de date. Deci noi asigurăm interconectarea între toți participanți la plăți. Deci
comercianți, deținători de carduri, bănci, payment service provider, deci fintech-uri și așa mai departe. Deci toți, deci însuși guvernurile sunt clienții noștri. Deci noi asigurăm plățile fără numerar în toată lumea, în orice colț, prin diferite metode, prin cele mai moderne metode, prin cele mai sigure metode. Spre exemplu, noi acum o atenție deosebită facem pentru tokenizarea serviciilor, tokenizarea plăților. Deci asta un moment care permite să facem orice plată foarte sigură din toate punctele de vedere, în orice domeniu, în e-com, în post-terminale simple. Deci însuși pentru lumea modernă, pentru internet de, cum în limba română, nu știu, Internet of Things. Deci noi lucrurile. Da, noi avem proiecte unde însuși, spre exemplu, automobilul dumneavoastră poate să achite la stația de alimentare cu petrol, petrolul care a fost luat de mașină, deci fără implicarea a șoferului, de exemplu. Deci sunt și așa proiecte care sunt sigure pentru deținătorul cardului și deținătorul automobilului și pentru stația de alimentare cu petrol. Deci în Moldova ce noi facem? Noi facem tot ce este posibil ca economia Moldovei să fie cât mai o economie fără numerar. Deci noi lucrăm în acest mod, că numerarul o să dispar în cel mai apropiat timp posibil. Sperăm că asta o să fie în vreo decenie, nu mai mult, pentru că noi avem exemple în țările baltice, în țările, și, de exemplu, în Suedia, penetrarea plăților fără numerar este mai mult de 85%. Deci asta e posibil ca numerarul o să fie exclus din viața omului. Și noi facem tot posibil ca asta o să fie în Moldova cât mai repede. De ce noi să cutim că asta e important? Pentru că plățile fără numerar, asta este transparența pe toate nivelurile, și pe nivel de țară, și pe nivel de bugetul fiecărui om, este sigură, sunt sigure plățile date și sunt planificabile, dacă putem spune așa. Și ele sunt confortabile pentru fiecare om. Deci noi putem să facem plățile prin actualmente, nu numai prin intermediul cardului, dar și prin intermediul telefonului, prin intermediul ceasurilor. Da, sigur. Și asta este convenabil, este comod și este ușor. Tare mult, ați spus că este un fel de proiect, că ați folosit proiect, da, de benzin la benzinării și mai departe. Eu vreau să spun că eu asta fac în aplicația mea și cu automobilul meu și nu plătesc nimic, care cunoaște numele. Faceți este interconectat. Care este însuși automobilul poate să facă asta în fără implicarea noastră. Da, dar vă zic cum are loc în Estonia în acest moment, probabil asta știți, avem Easy Fuel aplicație, eu locuiesc în Estonia, am introdus datele, metadatele automobilului, automobilul că este pe companie sau nu, am introdus cardul corespunzător, m-a recunoscut camera, am alimentat și m-am dus mai departe. Deci n-am niciun fel de intervenție, mai mult decât atât, el se duce factura, se duce automat în sistemul de facturare care merge, îl văd eu și interfața care o vede contabilul meu, pe care nu l-am văzut de un an și jumătate în Estonia și tot așa. Adică asta deja nu este, știți, noi avem așa un proiect care se numește Clasa Viitorului. Eu ne fac așa un fel de abstracție de chestia asta. Nu este niciun fel de Clasa Viitorului, noi deja suntem acolo de mult. Da? Adică cum noi putem realitatea să o transformăm în viața aici și să o transformăm? Probabil ai spus un lucru super important, în eficiență, da? Să ne fie mai ușor nouă tuturor, să nu ne chinuim cu niște chestii care nu au niciun fel de sens. Eu știu că Veronica vrea să comentez un pic, să adaugi, după care întrebări tematice. Veronica? Eu doar am vrut să completez ceea ce a spus Serghei legat de ce economia fără numerar este important
un mic gând, ca să fie mai clar pentru cei care ne ascultă pe noi. Economia fără numerar nu este un moft pe care ne-l dorim, deoarece asta ar putea, nu știu, nu ne plac monedele sau bancnotele. Economia fără numerar aduce transparentizare, aduce o urmărire mai ușoară a propriilor venituri și cheltuieli pe care le ai, aduce o fiscalizare corectă a tuturor veniturilor care se înregistrează, unde tu achiți impozite, achită și altul, de ce când digital altfel nu poți, aduce niște beneficii pentru întreaga societate atât de majore, încât este greu să rezumi acest interes de promovare a non-digital, a non-cash-ul, a economiei fără numerar, doar la, nu știu, am auzit multe versiuni de când sunt la Camera Americană de Comerț că legat de faptul că, uite, economia fără numerar este interesantă numai vouă, că voi aveți pe toți cei care sunt interesați direct de asta. Nu e adevărat, eu ca persoană sunt interesată în asta, în primul rând. Eu țin la aceea ca țara asta să aibă suficiente resurse ca să se dezvolte. Pentru asta trebuie tot să achite impozitele. Pentru asta trebuie să ne asigurăm că totul este făcut transparent. Cea mai bună transparență o dai prin digitalizare, o dai prin aceea că banii circulă deja în niște canale care sunt transparente, vizibile pentru cei care ar urma să le urmărească și toată lumea cumva simte că contribuie și că contribuie și ceilalți. Concurența loială se respectă. Asta doar așa o mică remarcă, că nu am putut, m-a provocat Sergiu prin ceea ce a spus, îmi vine gândul ăsta și am vrut să-l dau. Foarte bine, haideți să comentăm așa la... Deci dacă există ceva vreți să comentați, de fiecare dată interveniți. Dar haideți să încercăm cu o întrebare super simplă. Da? Da, noi parcă avem toate elementele. Da, parcă avem semnătură digitală. Da, parcă avem regulamente KYC. Da, know your customer, adică să știi clientul tău. Da, parcă este pachetul digital 1 votat, pachetul digital al doilea se pregătește sau în Parlament sau unde se află el. Acum, vă rog frumos, din punctul de vedere al vostru, de ce eu azi dimineața am văzut rânduri la băncile comerciale? De ce mama mea... Întrebare super simplă, deci să pornim. Și... La băncile sau la bancomatele? Asta nu, anume la bănci. Deci în fața băncii. Eu nu știau ce făceau oamenii aceia acolo. Achitarea facturilor, e perioada de achitare. Da, da, a doua întrebare, care exact aceasta este, pentru că eu am vorbit cu oamenii la mine din sat, din Măgdăcești, și mi-au spus că uneori și așa niște rânduri interminabile, încât ți-a aproape 2 zile să achiți facturile. Și când le explici că este posibil de făcut asta online... Și asta se poate făcut super rapid, de acasă și mai... Unde este acel liant care nu există sau nu este suficient dezvoltat? Ce e asta? Asta este o fobie, aceasta este o lipsă de informare, asta sunt proceduri prea complexe. Haideți să încercăm să deșghiocăm acest element din mai multe perspective. Poate ceva nu este clar sau poate interfețele băncilor sunt prea complexe sau poate este un alt element care ceva. Și cum noi putem să facem față la aceste provocări? Haideți să începem viceversa acum, să începem cu Sergiu și după asta Veronica. Sergiu, cum credeți? Dintr-un punct de vedere foarte simplist și dacă putem să fim un fel de Mythbusters, da? Uitați-vă, nu-i sigur, dar stați un pic, este sigur, uite de ce. Și așa mai departe. Câteva elemente super importante din punctul vostru de vedere, voi sunteți specialiști în domeniu. Sergiu? În primul rând, asta lipsă... încredere în sistemul bancar în totalmente. De ce? Pentru că, da, sunt instrumente digitale, sunt mobile banking, este internet banking, unde putem plăti. Dar, dacă persoana a primit salariul și a luat toate banile în numerar prin bancomat, ea nu are posibilitatea să achite prin internet banking-ul, prin mobile banking-ul, pentru că nu are bani acolo pe cont. Dar de ce nu are bani? Pentru că are încredere în bănci, nu dorește să păstrează bani în cont. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu cred că lipsa informării, da? Și lipsa, deci lipsa educației financiare destule pentru societatea noastră. Asta cele mai două de bază, mi se pare că cauze a situației care a fost descrisă. Sergiu, mersi tare mult, în mod special că ai ridicat chestia asta de educație financiară. Eu am un copil în clasa 1 care merge în școală, în Estonia, și, de exemplu, la prima lecție când au mers, lor le s-au distribuit bani ale acestei instituții. El are acum, se numește PMG, după numele gimnaziului economic unde el învață, și au tot felul de evenimente. De exemplu, acum eu se meargă la un fel de târg și toate schimburile comerciale în școală le fac cu intermediul PMG. Eu nu mai vorbesc de alte elemente care el le folosește.
Pentru că după mine a devenit absolut clar. Când discuția este abstractă despre bani, atunci nici valoarea banilor nu este înțeles propriu-zisă. Deci, încă o dată, dau exemplu de educație financiară de la un copil de 7 ani, care știe exact cum să opereze cu niște bani a unei școli, adică e un proces întreg. Și o să vă rog să comentați un pic după întrebarea asta generică, care am spus-o eu cu problemele, dar noi avem educație financiară, dar este ea suficientă sau nu este suficientă? Dar noi avem, pentru că educația financiară este o chestie nu doar a număra banii propriu-zis, ci proveniența lor, cum ei se mișcă, care este modalitatea lor, inclusiv încrederea. Pentru că la modul general, și noi am observat asta pe toate 15 discuții, deci încrederea în sisteme, încrederea în cei care implementează, în cazul dat, băncile, sistemul bancar. Deci este un factor super important că oamenii nu folosesc soluții digitale. Dar haideți să revenim un pic, Veronica, și cu oamenii aceia de la rândurile la bănci, lămurește-mă. Eu am avut o dualitate de interpretare azi dimineață. Eu să fiu de acord cu ce a spus Serghei un pic mai devreme ca și argumente. Absolut de acord. În momentul în care tu scoți din ciclu, să zic așa, tot efortul care a fost făcut la nivel de autorități, de a trece pe, să zic așa, în format electronic, achitările, toate aceste, nu știu, beneficii care sunt acordate de cei care sunt prestatori servicii de plată, pentru ca tu să-ți ții banii, să achiți cu acești bani. Fel de restituire înapoi, care cashback-uri care se dau prin faptul că tu utilizezi cardul. Sunt o grămadă de campanii pentru ca oamenii asta să facă. De ce oamenii asta nu fac? Prima este, într-adevăr, ei nu au încredere de obicei și noi nu putem să-i învinuim pentru faptul că nu au încredere. Vă spun de ce. Noi am avut câteva situații, începând de la independență încoace, că nu mă duc mai departe, că nici eu nu tare bine țin minte perioada aceea, chiar eram prea mică. Începând de la independență încoace, am avut mai multe situații în care încrederea în stat, așa zis stat, că lumea cumva așa percepe pe toți care nu sunt așa ca noi, înseamnă că sunt undeva de acolo, a fost periclitată în câteva iterații, câteva crize majore care au devalorizat banii, care au făcut ca economiile să nu aibă exact valoarea care a fost atunci când s-a investit în ele, inflațiile care au sărit galopant de la 5 la 30% de câteva ori și mai mult. Normal că valoarea banului, mai ales valoarea banului pe care nu îl ții în mână, banului electronic, a devenit o chestie care mai degrabă sperie decât încurajează pe cei care ar trebui să-i utilizeze. Cu toate că ceea ce a spus Serghei un pic mai devreme legat de tokenizarea, care este una din preocupările pe care le are Visa acum, ar putea să ajute un pic. Veronica, suntem aici. Serghei a spus tokenizare și tu ai folosit tokenizare. Acum spune și înseamnă tokenizare pentru oameni. Da, eu o să încerc, Serghei, dacă eu nu spun corect, rog frumos să mă corectez. Atunci când tu vrei să faci, de exemplu, o plată electronică, tu nu mai trebuie să introduci datele cardului tău. Tu introduci un număr care este legat cu cardul tău. Adică dacă se sparge un sistem... Veronica, nu e așa. Sergiu? Da. Deci, tokenizarea ce înseamnă? Că fiecare comerciant electronic sau fiecare portmoneu electronic în care este păstrat cardul, nu păstrează însuși numărul cardului, dar păstrează un număr generic pentru fiecare comercial sau pentru fiecare portmoneu electronic este generat aparte și poate fi utilizat numai sau pentru achitările la comerciantul dat sau prin intermediul portmoneului dat. Și dacă este furat, nu poate fi utilizat niciunde în afară de comerciantul dat. Și de aceea este mai sigur decât un simplu număr de card, pentru că numărul de card, dacă o să fie furat cu toate datele necesare, cu CVV-ul, cu data expirării, poate fi utilizat la comercianți. Dacă o să fie furat tokenul, asta nu înseamnă nimic pentru... Da, eu l-am văzut din altă perspectivă, din perspectiva mea ca client, dar nu din perspectiva prestatorului. Explică, Veronica, da. Explică perspectiva ta ca client. Da, eu spuneam că, de exemplu, eu tot aveam un mic, chiar dacă sunt din generația cea care sunt curajoasă pe payment, de pe telefon, de pe ceasuri și așa, adică sunt destul de curajoasă să încerc chestii noi, pentru mine chestia asta cu securitatea finanțelor care ajung undeva acolo virtual depozitate, fiind finanțistă de formare,
oricum întrezea un soi de rezerve. Eu vreau să zic că până vreo 10 ani în urmă aveam și eu obișnuința să merg la bancomat să-mi scot salariul, o parte din salariu, să-i pun undeva acolo, economiile făcându-le fizic, dar achitând facturile unde era posibil prin intermediul postterminalului, adică prin bani electronici. De ce făceam eu asta? Eu aveam nevoie de să simt siguranța anumitor bani, economii pe care le țin eu, să le simt, adică să-i văd banii ăștia. Așa o stare mai stranie de spirit. După ce, de exemplu, eu am aflat mai multe chestii legate de felul în care se asigură aceste, să zic așa, sisteme de securizare a acestor plăți, inclusiv, mie, de exemplu, cel mai tare m-a convins atunci când am aflat despre tokenizare. Tot restul era interesant, dar la fiecare găsăm câte un, da, dacă așa, da, dacă pe dincolo. Asta cumva pe mine, de exemplu, eu am avut în momentul ăsta, cumva am stat mai sigură că banii mei care stau undeva acolo virtual, ei sunt mai mult sau mai puțin protejați. Eu practic nu mai utilizez cash-ul. De fapt, infrastructura din Chișinău îți permite asta. Eu nu sunt sigură că noi putem vorbi exact despre ce în Cantemir sau în oricare alt oraș, sau orășel, sau municipiu care există în Republica Moldova. De ce zic infrastructura? La mine, lângă casă, nu mă aflu în centrul capitalei, mă aflu așa mai aproape de periferie, eu nu am nicio gheretă care nu are post-terminal, niciuna. Nici o gheretă care vinde legume sau orice nu vinde, toate absolut au post-terminale. Normal că mie îmi vine foarte cum sau nucșoare, bomboane din astea, grocery din astea foarte, foarte simplist. Cele mai simple gherete 2x2 din astea standarde au post-terminale. Infrastructura asta îți permite să trăiești sau să cumva existi într-un mediu virtual din punct de vedere a plăților. Acum 10 ani, exact zona mea avea doar marketurile, doar magazinele mai mari. Și atunci ce făceai? Tu dacă vrei să iei ceva mai, să zic așa, mai butic, undeva vrei să iei ceva, niște legume de lângă casă sau așa, trebuie numai decât să scoți banii să duci să faci asta. De ce? Și spuneam că unul e willingness-ul, dorința noastră de a o face, îngrijorările pe care le avem și acum să vorbesc despre educare financiară. Doi, eu cred că infrastructura de plăți este o chestie extrem de importantă, ea să fie dezvoltată și ea se dezvoltă de către cei care sunt prestatori astfel de servicii cu ajutorul diferitor programe care sunt fie guvernamentale, fie private, pentru ca să conecteze cât mai multă lume la sistemele electronice de plăți. Despre educare financiară, eu, asta e boala mea personală. Sunt, cred că mi-am văzut ultimii câțiva ani rostul în aceea ca să cât mai mult să vorbesc despre tot ce înseamnă finanțe, să dau înapoi în societate tot ce am acumulat anii ăștia pe dimensiunea de finanțe. Nu sunt specializat în finanțe personale, în finanțe publice, totuși, tot ce înseamnă finanțe personale și banii, cum ai spus tu, am făcut noi o tabără de educare financiară, exact așa le-am dat copiilor bani, le-am arătat și asta inflație pe viu, am avut și falsificatori care nu au fost trucați, au fost chiar pentru că la anul, când facem tabăra de educare financiară, deja băieții lucrează la o aplicație mobilă care toți banii o să fie electronici, ca să nu avem, să putem controla și inflația, să putem să nu avem nici falsificatori, să putem face o distribuire echitabilă, adică noi, natural, în a treia tabără a noastră de educare financiară, după două tabere în care am folosit bani de hârtie, am ajuns la ceea că noi vrem să ajungem la bani electronici. E cu mult mai simplu să înțeleagă, într-adevăr, copiii ce e în genere sistem financiar, dacă ei gestionează o parte din banii ăștia, îi investesc, îi cheltuie, văd cum asta funcționează, iau decizii financiare dacă iau acum ceva sau dacă iau mai târziu. Și doi, pentru noi e mai safe, mai sigur, ele să fie electronic. De ce? Că noi, ca și autoritate supremă, ca un gestionar a banilor, înțelegem mai bine cum funcționează din punctul nostru de vedere și ne asigurăm că nu sunt fraude. Banii pe hârtie nouă ne-au dat bătăi de cap pe partea de fraude. Da. Dornica, mersi tare mult. Eu o să intru un pic în detalii cu chestia asta cu banii. Că una să faci o școală, da, de vară, și alta să pui copiii din clasa 1 într-un sistem de 12 ani la care nu le mai dau încă o dată 100 de PMG. Deci se dau o singură dată în clasa 1 și cu acești PMG tu mergi până în clasa 12. Ei ai pierdut, e problema ta. Dar și atunci intervine și o chestie de logică, de dezbatere argumentată. Dar cât eu cheltu, dar unii pun.
dar eventual îi pierd pe toți. După asta trebuie să fac un efort să revin înapoi. Deci sunt mai multe elemente de genul ăsta și într-o manieră, știți cum, foarte jucăușă, simplu să înțeleasă. Eu cred că... Gamification-ul e fantastic. Ideea e pur și simplu fantastică. I mean it. Adică e chiar foarte bună. Eu cred că noi avem o chestie și vă rog să comentați un pic mai târziu subiectul ăsta. Uitați-vă, deja jumătate de oră trecut. De obicei la noi trec foarte repede discuțiile. Deci o să ne oprim un pic la tehnologic, dar noi, eu am așa o impresie că noi, corectați-mă dacă eu greșesc, că noi în Moldova tare mult complicăm lucrurile. Dar lucruri care sunt evidente la suprafață, noi încercăm să le explicăm foarte complex și cumva, noi, dacă nu vedem că acolo are multe, multe elemente colorate și tot felul de elemente care cur din el, dar noi, da, nu, într-o chestie super clară, atunci el nu de funcționa. Ceea ce înseamnă că, de fapt, utilizatorul final ia mult timp să înțeleagă, are tare multe elemente care trebuie să țină cont. Haideți un pic să discutăm despre aspectele tehnologice și această simplificare la maximum a proceselor. Pentru că dumneavoastră ați vorbit, Veronica, ai vorbit despre tehnologii și despre aceste ATM-uri mobile. Da, probabil 20 de ani și mie îmi părea cumva straniu că, uitați-vă, este aparat corespunzător care are încă un fir și încă trei fir și nu știu cum, adică eu îl vedeam cumva ca o instalație. Și acum dacă urci la bordul Ryanair, de exemplu, tu vezi că e de fapt un telefon cu un atașament acolo în care bagi cardul Visa. Deci, ideea unde? Ele devin super accesibile, super ieftine, peste tot le poți lua la prețuri marginale, da? Și ele practic devin parte din viața noastră. Deci fiecare entitate care dorește îl poate să aibă un aparat de genul ăsta la îndemână. Haideți să vorbim un pic despre aceste tehnologii, despre aceste device-uri. Și aș vrea să încep de la Sergiu aici. Sergiu, voi la Visa, cum simplificați toate aceste procese? Pentru că unul dintre cele mai importante elemente pe care noi în strategia de transformare digitală și toată această dezbatere, și Veronica participă, este să simplificăm la maxim toate procesele și explicațiile. Nu complica, nu nebunim oameni cu tot felul de procese și strategii de 300 de pagini. Super orientativ, pentru că încă o dată revenim la fraza de bază acestei strategii. Nimeni nu trebuie să fie exclus. Și toți trebuie să beneficieze. Sergiu, ce faceți voi din punct de vedere tehnologic ca acest serviciu să devii cât mai friendly posibil pentru toți? Mulțumesc pentru întrebarea. Noi am implementat și în Moldova deja este implementat tehnologia care se numește Tap-to-Phone. Deci tehnologia dată permite să facem din orice smartphone care are modul NFC, dar acum actualmente sunt majoritatea, să facem și asta NFC? Terminal. NFC asta e tehnologia de conectare prin, nu prin fir, dar prin aer la mici distanțe. Deci aproape fiecare nouă din 10 telefoane actual moderne au tehnologie dată implementată. Asta tehnologia permite instalarea portmonelor de la Google, deci Google Pay, Apple Pay, deci asta utilizează aceeași tehnologie. Deci orice smartphone care are tehnologia dată poate fi utilizat ca post-terminal. Deci actualmente nici investiții în post-terminale pentru comercianții nu sunt necesare. Numai instalarea unui program care este oferit de bancă acceptantă și gata, și puteți accepta cardurile, puteți accepta Google Pay, Apple Pay, deci puteți accepta plățile fără numerar. Unicul lucru care încă trebuie să fie nu rezolvat, dar poate puțin configurat altfel, asta e problema check-urilor. Deci post-terminalul nu are printer, nu poate imprima check-ul bonul, dar el poate să asigure transferarea bonului în format electronic, sau prin SMS, sau prin e-mail. Asta unica, nu e problema, dar unica chestie care încă nu este foarte user-friendly, foarte comodă pentru utilizatorii finali, dar spun sincer, în majoritatea cazurilor, bonurile date pentru consumator final și nu sunt necesare. Pentru că, spre exemplu, dacă eu cumpăr undeva la alimentară ceva, bonul dat foarte rar. Eu păstrez măcar o oră. Eu îl arunc de obicei. Dar pentru cumpărăturile mari, ca exemplu haine sau încălțăminte, acolo eu am
puțin timp ca să-l dictez sau numărul de telefon pentru SMS sau e-mail-ul pentru a-l primi check-ul pentru cazul dacă o să fie necesar să-mi schimb haina sau să-mi schimb încălțăminte în cazul de necesitate. Asta prima, ce noi facem din punct de vedere echipamentului și în al doilea rând, noi ne orientăm la e-com, deci comerțul electronic, și implementăm aici tokenizarea ca să fie mai ușor, mai repede de efectuat, posibil de efectuat plățile. Spre exemplu, dacă anul trecut în majoritatea, pe majoritatea site-urilor trebuia să introducem numărul cardului de fiecare dată când doream să facem achitarea. Actualmente, mai multe site-uri deja au implementat serviciul de tokenizare și odată ați introdus numărul cardului, cardul dat a fost tokenizat, deci a fost creat token pentru site-ul dat și data viitoare, pur și simplu, achitați cu cardul printr-un click. Achit cu cardul și gata. Da, la Airbnb, fără primi, sau la fără Bolt, introducere. Sau la... Da, fără introducere. A dispărut. Da, Veronica, continuă până ce revine Sergiu. Încerc, da, eu cred că el se reconectează. Tu ai întrebat despre hard, adică despre aparatele sau utilajele care sunt utilizate. Infrastructură, utilaje, tehnologii și așa mai departe, care devin super intuitive, tot din telefonul nostru. Exact. De fapt, încă câțiva ani în urmă, noi tot încercam să milităm pentru aceea ca cât mai multe aparate de casă sau cât mai multe să găsim posibilitatea prin care aparatul de casă ar fi exact un device pe care tu îl utilizezi zi de zi, care este telefonul. Ceea ce spunea Sergei, Serioja, despre printerul fiscal, el într-adevăr, dar printerul fiscal se conectează la telefon. Deci există device-uri care sunt printere fiscale, unica ce el e un pic mai mare, e un pic mai mare ca un telefon, cât trei telefoane, pe care tu trebuie să-l ai cu tine în cazul în care ai nevoie să printezi un cec per se, un bon fiscal per se. Dar, de exemplu, acum, la nivel de serviciu fiscal, se implementează monitorizarea electronică a vânzărilor, care, de fapt, implică acel cec electronic ca parte componentă. Și validarea acestuia prin sistemul de monitorizare electronică îți permite ulterior, având numărul cecului respectiv, să-l poți trage din sistemul ăsta și să-l utilizezi, which is very nice. Adică este o modalitate simplă de a scăpa de acele printere, decât dacă, într-adevăr, ai foarte mult nevoie de hârtie. Că dacă eu chiar am făcut o cumpărătură dintr-un, de exemplu, magazin și pentru ca să mi se asigure drepturile cumpărătorului, ulterior aș vrea în 2 săptămâni, cum este scris în legislație, să pot restitui înapoi marfa procurată, în momentul în care eu aș avea datele acelui cec pe care eu l-am achitat, adică l-am primit, hai zic așa, electronic, pentru marfa procurată, eu aș putea să, ar trebui să am posibilitatea să-l găsesc în cabinetul meu personal, cabinetul cetățeanului, care este, există acum, portalul cetățeanului, fie în cabinetul personal la SFS, cum există infrastructura acum, fie să existe un portal în care eu butonând pot să downloadez acest cec direct din acest sistem. Iată așa îmi imaginez eu că ar trebui să funcționeze. Și spre asta... Vreau că trebuie să arăt o chestie. Eu administrez o companie mea de consultanță în Estonia. Am spus deja că n-am văzut, eu așa un fel de întrebare te provoc într-un fel sau altul, pentru că Sergiu a spus de cel, uite, avem, dar nu avem, ia că problema asta încă nu o putem soluționa. Dar noi doar avem legea despre semnătură digitală, despre documentul electronic, da? Și că uitați-vă cum se întâmplă la mine în regim real, eu am aplicația care este de la companie, se numește nu știu cum, și că apare sus compania mea. Și toate, eu am așa un habit, un obicei de a fotografia toate ca să nu le pierd. Și automat, dacă pun o fotografie aici, sistemul îmi citește automat toate datele, le extrage practic și le introduce în soft. Și o pot reveni la fiecare, și îl arunc după asta documentul corespunzător. Deci e nevoie și de o decizie politică prin care factura electronică, nu în formatul cel AIDA, citibilă, da, lizibilă, inclusiv pe sisteme despre care vorbește Sergiu, da, prin tokenizare, să fie automat cuantificate în sistemele corespunzătoare. Și iarăși revenim la încredere. Și noi aici avem un fel de reținere din partea instituțiilor de a adopta asemenea decizii, da,
Și de ce se întâmplă acest lucru? Dacă este exact cu cecul electronic, avem o problemă care pare că e o problemă care nu ar trebui să existe și ea totuși există. Legislația națională îți permite să emiți cecurile electronice. Deci noi nu avem impedimente în codul fiscal, în alte acte specializate, în actele subordonate ca să emiți un document, un bon fiscal electronic. Totuși, despre ce ne povestesc nouă, de exemplu, Agenția de Protecție a Consumatorului, că atunci când ei însoțesc un consumator care a fost prejudiciat în drepturile sale în judecată, judecătorii nu recunosc un cec care nu arată fix ca un cec emis de un aparat de casă. Și atunci drepturile contribuabilului respectiv sau a clientului sau consumatorului respectiv, de fapt, nu sunt respectate din cauza, eu aș numi, lipsei de educare suficientă, nu doar a populației de rând, dar și a celor care iau decizii de așa tip, cum ar fi judecătorii. Că atunci când mie îmi povesteau deja colegii de la Agenția de Protecție a Consumatorului și Supravegherea Pieței, că ei spuneau că noi eram așa de frustrați că noi zicem, păi uite, scrie în lege, voi respectați legea, principiile legii care sunt. Și ei zic, nu este cec, adică nu arată ca un bon fiscal în sensul în care s-au deprins oamenii și asta periclitează raționamentul lui, dar el își face raționamentul la intima lui convingere. Asta este foarte complicat de explicat după asta, că trebuie să mergi, să ai un cabinet și să-ți vină toate cecurile acolo unui om care a trecut sau a auzit despre așa istorioare interesante prin care mai trec colegii noștri și cetățenii noștri. Veronica, mersi tare mult, Sergiu, imediat o să continui, dar eu altceva vreau să zic, eu așa am ajuns la o concluzie, că noi avem sentimente medievale, oamenii, la modul general. Unii suntem noi astăzi? Noi avem sentimente medievale. Ni frig, ni cald, ne îndrăgostim, vrem să cumpărăm, să trăim mai bine. Noi avem regulamente din anii 60-70 pe care tare greu le schimbăm. Doar nu e prima dată când am auzit. Dar nu se poate de făcut așa. Dar de ce? Pentru că cu regulamentul cel de la trezorerie și când te uiți la regulamentele din anii 70 a secolului trecut. Dar fiecare în buzunar, inclusiv cei care strigă despre regulamente, au iPhone de ultima generație. Deci, noi avem o triadă de elemente, de sentimente, regulamente și tehnologii ale viitorului, practic, școala viitorului, apropo, revenim. Și noi avem aici o disensiune de asta triplă, dacă doriți. Și întrebarea mea, către Sergiu, imediat să finalizez ideea ta, dar imediat să treci la alta. Dar ce face AmCeam? Ce face Visa? Ce fac băncile comerciale? Ce face Banca Națională a Republicii Moldova? Pentru că, Veronica, știi, noi am făcut mai multe studii, inclusiv voi ați făcut studiul vostru și noi am vorbit cu voi și vice versa. Unii am coordonat un studiu pe cashless economy și pe tot ce înseamnă. Și parcă la suprafață totul e ok. Parcă regulamentele lucrează, inclusiv cu acest QIC, apropo, o să vorbim imediat după asta. Dar spuneți, rog, toate aceste campanii de informare, de instituții private, bănci, Visa, Banca Națională și așa mai departe, că mi se pare așa că toți trăiesc în, așa cum ne-a spus nou fostul ministru al economiei, domnul Gaibu, toți trăiesc în feuda lor digitală și nimeni nu cooperează între dânșii. Știți că în Estonia erau 820 de conaci boierești care fondau economia, dar ei nu prea vorbeau între dânșii. Deci ziceau la sărbători, numai și se vedeau unii între alții. Ce trebuie de făcut? Să fac campanii, pentru că mi se pare că asta e o chestie super importantă și eu tare mă tem, gradul de penetrare a plăților online și tot ce înseamnă fintech, la noi este atât de lent. Și noi avem o altă problemă majoră și aici vă rog să comentați. Că noi avem o parte a societății care se află în centrul Chișinăului și în Chișinău, acolo unde se termină, apropo, dacă ieși, termină și undele radio, majoritatea radio-urilor la Stăuceni deja nu mai lucrează. Și eu tare mă tem că noi ne pomenim într-o țară, că noi suntem acolo, în care o parte a societății, în Chișinău și ceva localități, o să folosească masiv servicii digitale, inclusiv fintech, și noi o să avem o altă jumătate de țară care o să fie dependentă de bani din bancomat. Vă nu se pare prea periculoasă situația asta? Sergiu, te rog, finalizează ideea și dacă câteva comentarii scurte, dar timpul a rămas doar 16 minute. Sergiu? Eu cred că ideea am finalizat eu sau Veronica, eu am auzit. Deci s-a deconectat video la mine, dar eu am auzit. Despre, așa spunem, periferie, da? Chișinău și periferie. Noi facem tot posibilul ca infrastructura să fie dezvoltată în toată țara. Și facem asta în primul rând prin cele companii care
au prezența în fiecare raion, spre exemplu, Linela, toate stanțele de benzinării și așa mai departe. Asta în primul rând. În al doilea rând, noi facem așa condiții ca primirea salariului pe card o să fie totuși mai convenabilă decât primirea cash-ului și de aceea o să emitim carduri pentru fiecare persoană și în periferie. Asta în al doilea rând. În al treilea rând, noi facem împreună cu băncile tot felul de promo, acțiuni promo, pentru că fără că clientul o să facă măcar 3-4 tranzacții reușite de achitare, el nu se înțeleagă că asta e ușor, simplu și comod. Spre exemplu, mama mea are mai mult de 65 de ani. Prima dată a făcut tranzacția în afara țării, în Bulgaria, și a spus, wow, ce simplu, ușor. De ce mi-e numerar aici? Eu chiar nu știu cum să citesc câți bani au, ce cupuri au. Și din data asta, ea utilizează cardul și pe teritoriul Republicii Moldova și nu are bani în numerar, numai când merge pe piață, scoate bani în numerar, că acolo încă nu este posibil de achitat totuși. Și asta în al treilea rând, noi planificăm să facem, din ce începem, da, digitalizarea, să spunem, în periferie, prin introducerea diferitor posibilități de achitare a serviciilor prin bancomate. Totuși, bancomatul este în fiecare raion. Și dacă tu ai posibilitatea să achiți, spre exemplu, serviciile comunale prin bancomat, tu începi să înțelegi că achitarea este simplă. Prima dată în bancomat, al doilea, a doua dată prin mobile banking sau internet banking, al treilea dată deja la comerciant sau la Linela sau la benzinărie. Achiți o dată, achiți a doua dată și după asta deja o să fie cerere de achitare fără numerar pe periferie. Dacă o să fie cerere, comercianții o să instaleze terminale. Ce condiții o să fie, asta o să fie indiferent, pentru că dacă o să fie cerere de achitare prin card, o să fie instalat și terminale. Aici este ca problema a ovului și găinii, dar noi încercăm să rezolvăm din ambele părți. Sergiu, aici ouă și găină, un mic comentariu. Știți care e cel mai mare provider de cash în regiunile rurale din Estonia, unde eu locuiesc? Nu-i ATM-ul, nu-i banca, sunt magazinele locale. Dar lucrează pe reverse engineering, pentru că merge și oamenii deja se deprind cu chestia asta. Nu mai ai nevoie să ții ATM-ul acela sau să ții o sală cu doi oameni care se primea să-ți dă ție numerarul. Tu mergi la magazin, da? Care identifică, aceia au cash, dar știi de la magazin propriu-zis în cooperare cu ei. Deci vrem noi sau nu vrem, dar asta este viitorul. Și da, înainte tot așa era asta. Nu înseamnă că într-o zi s-a întâmplat. Da, întâi erau sucursalele astea. După asta s-a văzut cu oamenii mai puțin numerar, ok, dar pentru ce sucursale? Despunem ATM. Am pus ATM să plătiu plățile în ATM. După care s-a văzut că au fost mai puține necesități de ATM. Și a spus, de să luăm o mașină cu ATM mobil și venim după un orar, două zile pe săptămână. Dacă voi așa de tare, iubiți să vă luați banii cash. Și tot așa, de fapt, gradual s-a scăzut dependența de acest cash și acum merg în magazine și fac. Și practic oamenii nu le folosesc. Deci e o chestie graduală. Și ai spus o chestie super importantă despre exemplu propriu, despre mama. Noi numim asta în Estonia stickness, da? El devin foarte sticky aceste servicii digitale. Ce înseamnă asta? Dacă tu odată folosești un serviciu digital, nu este om normal la cap, scuzați de expresie, care vrea să ducă să stea în rând frig 4 ore ca să rezolve o problemă care tu poți rezolva de acasă, servind un ceai, uitându-te la nepoții tăi, chiar și oamenii în vârstă, da, și rezolvând problema în 10 secunde. Veronica. Tu ai întrebat ce facem noi, pe lângă faptul că îi asistăm pe membrii noștri, pe dimensiunile date legate de problematica care apare, noi suntem foarte, cumva, suntem alături de ei în campaniile lor de educare financiară. Am vorbit un pic mai devreme cât e de important asta. Avem plăcerea să avem foarte mulți membri din sectorul financiar care au propriile campanii de educare financiară, plus noi ca AmCeam avem și noi o campanie de educare financiară ca să ajutăm cât mai multă lume să înțeleagă felul în care funcționează. Doi, noi încercăm Cine poate beneficia de chestia asta?
Pentru, în cazul, de exemplu, a ceea ce fac membrii noștri, atât băncile, cât și organizațiile de creditare non-bancară și alte fintech-urile noastre, ei încearcă să targeteze mai mult publicul larg prin intermediul diferite video-uri pe care le fac, prin diferite workshop-uri pe care le fac. Ceea ce facem noi, noi încercăm să targetăm inclusiv micul business. Noi încercăm să facem sharing of knowledges între companiile mari, care în mare parte sunt membri ai Camerei Americane de Comerț, și startup companiile mici, inclusiv din fintech, care intră în piață și care ar putea să ajute ulterior la diseminarea acestei informații. Plus copii, noi lucrăm și cu copii ca și Camera Americană, dar nu vreau să mă opresc doar la partea de educare financiară. Noi încercăm de asemenea să fim alături de guvern în promovarea strategiei de strategiilor, că sunt o serie de strategii la noi, de digitalizare, de albire, și de fiecare dată încercăm să vedem cum noi, ca comunitate, putem să ajutăm guvernul ca să ia aceste decizii în favoarea întregii comunități. Încă o dată, interesul nostru, anunțat prin Business Core, cartea noastră de căpătâi, este să ne asigurăm că noi mergem cât mai tare pe dimensiunea de fără numerar, de cashless. Deci da. Noi credem în aceea că asta asigură, pe lângă transparentizare, bani la buget și concurență loială pentru toți. Da, Veronica, Sergiu, uitați-vă așa o întrebare, apropo, de principii. Da? Noi știți, principiul este once only, dacă cineva, dacă statul are informații sau banca sau cine are informații suficiente despre tine, nu mai apelează, nu este în drept. Asta lucrează în Estonia foarte bine, să-ți ceară suplimentar de 100 de ori aceleași documente. Pornind de la chestii simple, că dacă tu n-ai o mână, un braț sau un picior, nu-ți crește brațul înapoi și nu trebuie să chemi omul corespunzător să-ți demonstreze că el n-are picior. Exact. Eu vreau să zic o chestie exact foarte importantă. Da, te rog. Ce s-a făcut în Moldova, după mine, foarte bun pentru digitalizare, asta, accentul ăsta sau mania asta ar câtorva oameni, în sensul pozitiv a cuvântului mania, de a veni cu digitalizarea serviciilor publice. Că în momentul în care a apărut niște sisteme de plată guvernamentale care ți-au arătat cum asta se poate de făcut ușor la nivel de achitări de impozite, tu ca persoană încet, încet începi a prinde gustul la asta. Deci, după mine, acei pași mărunți, încet, așa cum îi considerăm noi, cu toate că eu cred că ei au fost destul de bunișori, care s-au făcut pe dimensiunea asta de digitalizare a relațiilor cetățean sau business-stat, asta a dus foarte mult avantaj în calea digitalizării societății per se. În state similare ca dezvoltare Republica Moldova, ok, eu nu spun Estonia, Letonia, ele întotdeauna au fost mai speciale, chiar și în cadrul Uniunii Sovietice când erau, ele erau cu dezvoltarea sa. Mămica îmi povestea cum era acolo când mergea încă și pe timp sovietic. Dar dacă luăm țări care au mai mult sau mai puțin o istorie similară cu istoria noastră, ele uleacă nu ajung nivelul nostru. Noi un pic la nivel, domnul Țurcanu, cât că avea cele povesti lor despre multe din ce s-au făcut pe interacțiunea asta. Și eu, după propriul exemplu, eu am înțeles că mie mi-e ușor și eu vreau să fiu digital pe partea de finanță de tot, de tot, în momentul în care eu toată interacțiunea ca cetățean cu statul, la moment, practic deja o pot face electronic. Interacțiunea mea are dus așa cum este ea, dar ce fac eu, eu tot fac electronic. Veronica, eu practic n-am. Veronica, eu sunt de acord cu tine, dar totodată este așa o dilemă care se numește, unii oameni înțeleg digitalizarea prin numărul de servicii digitale. Ultima dată când am avut o interacțiune cu o țară europeană, Bulgaria mai precis, că a spus domnul Stăianu din Bulgaria, ei s-au spus că au 1000 și nu știu câte de servicii digitale. Deci numărul arată bine impresionant. Dar când te uiți în oraș, pe Plovdiv, de exemplu, și vezi numărul rânduri peste tot la instituțiile statului, ai o întrebare, ai o dilemă de interpretare. Exact aceeași dilemă avem noi aici, în Republica Moldova. Și vă dau un exemplu concret la care vreau să răspundeți câte un minut, dacă este posibil. Noi am vorbit cu Banca Națională a Republicii Moldova și Veronica a vorbit cu ei. Și noi știm că există această identificare la distanța clientului oficială. Îi spun că noi le permitem băncilor comerciale să facă. E asta spun ei și mi-au spus asta în rânduri repetate. Vorbim cu băncile comerciale, spun da, într-un fel da. Dar atunci când vin și ne controlează, atunci, sau altcineva vine și ne controlează, atunci cer altceva. Și ce se întâmplă? Eu înțeleg comportamentul lor. Ei vor să meargă pe diminuarea riscurilor lor și ce fac? Ce înseamnă asta pentru cetățean? Vino, dragă, frumos la bancă, la oficiu și arată încă o dată documentele. Deci, într-un fel, noi parcă avem tot. Parcă avem QIC la distanță, dar nu lucrează. What's wrong with that? Sergio. Vă spun. Pentru că nu sunt aprobate pe nivel de stat standardele
pentru un nou client. Dacă ar fi fost aprobate unele standarde și banca o să arate că, iată, procedura mea este în conformitate cu standardele date, o să fie tot normal. Actualmente, băncile nu au încredere că dacă ceva se întâmplă, procedura lor o să fie acceptată ca una veridică, una bună. Veronica? Da. Eu știu despre ce spune Sergiu, că exact asta noi discutăm foarte mult în comitet. Această dorință ca aceste standarde să fie aprobate este internic promovat de noi ca și comunitate, deoarece, pe de o parte, banca zice, eu nu vă interzic, faceți dacă credeți că banca vă descurcați. Nu, da, Banca Națională, corect. Eu spun, eu nu vă interzic. Și totuși, dar asta se face pe riscul băncilor comerciale. De ce? Că vin regulile de anti-money laundering, împotriva spălării banilor, care vin cu careva restricții și niște amenzi extrem de usturătoare în cazul în care există o neconformitate în sensul dat. Nici o bancă nu o să-și ia așa riscuri. Să-i permitem lui Sergiu să analizeze, dar iarăși, până la urmă, minim interesează, din punct de vedere a transformării digitale, beneficiarul final, cetățeanul, care în loc să circule datele, și omul își se ocupe de lucrurile lui, el se ocupe de niște chestii repetitive din secolul XIX. Da, cu copii de buletine și alte chestii care sunt obligatorii de a fi colectate. Da, Sergiu, finalizați ideea, vă rog. Da, Veronica a finalizat ideea că trebuie să fie standarde, pentru că fără standarde, băncile nu au încredere că ei fac tot ce trebuie să fie făcut ca totul să fie acceptat pe nivel de stat, de toate instanțele de stat. Ok, Veronica, Sergiu, dar de ce nu avem noi standarde? La ce etapă suntem noi cu standardizarea asta? Care e problema? Dacă nu le avem, să le facem. De fapt, Banca Națională zice, noi suntem gata să ne apucăm să desenăm aceste standarde dacă Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor o să introducă anumite modificări în legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor. Deci noi am revenit de unde am pornit. Da, dar la moment în Parlament este în discuție un cadru normativ, un cadru legislativ care, în momentul în care o să fie aprobat, ar putea să rezolve problema asta pentru, să zicem așa, Banca Națională, care la rândul său ar trebui să-și ia angajamentul și să transpună normele date deja în propriile acte subordonate de care se conduc băncile, alte prestatori servicii de plată și altele. Ok. Colegi, uitați-vă că ora trecut, noi finalizăm, e foarte interesant și anume de asta noi o să facem sistemic în fiecare vineri. Noi știm că unii spun că ok, că vă discutați despre niște chestii care nu ne interesează, dar de fapt, practic, fiecare domeniu care îl discutăm influențează fiecare cetățean. Domeniul dumneavoastră în mod special. Pentru că vrei sau nu vrei, tu o să ai de furcă cu o bancă, cu o problemă de disfuncționalitate, cu o plată electronică, mai mult decât atât, asta este absolut. Acești măcar nu-i viitor, acest este prezentul. Prezentul. Adică strec absolut la oricare nivele și noi dacă nu discutăm subiectele astea, dacă nu atragem atenție suficient, noi riscăm să rămânem în urmă de multe alte societăți. Și mai este încă o chestie, eu nu cred că noi trebuie să ne mulțumim că la noi adicțiile totul este bine, că nu este bine, gradul poate fi mult mai, dar perfecțiunea aici nu există. De aceea noi categoric o să vă invităm într-un alt format sau în același format, o să vedem cum facem, pentru că noi deja avem idei cam care sunt cele mai importante teme. Vrem să facem poate o mică conferință în baza acestor discuții, că scoatem în evidență cele mari probleme și cum noi putem să facem față la aceste provocări. Provocări sunt atât de multe, noi știm că sunt multe, domnul Țurcanu știe că sunt multe, guvernul știe că sunt multe, dar noi nu avem de ales. Pentru că nimeni să aștepte Republica Moldova când oare se digitalizeze și țara aceea. O să meargă lumea înainte și discrepanța o să crească mai mult și mai mult, cum spunea secretarul general ONU, disensiunea digitală, da? Divide-ul acesta digital, deja devine ca Grand Canyon. Colegi, Veronica, Sergio, haideți să finalizăm, noi întotdeauna finalizăm prin apel la cooperare, da? Și un apel la nu știu, de coordonare mai bună pe domeniul dumneavoastră de referință. Dacă l-ați adresa, în ce ar consta el acest apel, da? Și cine sunt acei parteneri pe care vreți să-i invitați să, nu știu, să coopereze? Și eu vă spun de ce eu spun acest lucru. Peste tot în lume, în toate țările, unde transformarea digitală a devenit o realitate, există, desigur, enabler, cum spunem noi, adică factori activi, dar eu îi numesc
super enabled pe o serie de factori, inclusiv sistemul bancar și fintech, acesta eu consider că e un super enabler, care într-un fel împing din urmă transformarea digitală, de techist, cum a spus Sergiu, e crossroad, dintre toate elementele vieții, gândiți la oricare nivel al societății noastre sau domeniu, el tot, fiecare dintre ele are dimensiunea de fintech. Cui adresați, în ce constă apelul spre cooperare și coordonare mai bună și care e mesajul noastră de final pe această discuție la care categoric vom reveni încă o dată. Începem cu Veronica. Ok, eu cred că noi trebuie să înțelegem că, într-adevăr, noi toți suntem implicați într-un fel sau altul în aceasta. Nu contează de la ce nivel noi trebuie să încercăm să fim proactivi. Dacă vorbim de contrapărți de bază normal, driverii principali și la nivel național, pe dimensiunea de finanțe, sunt Banca Națională, fără efortul din partea lor, dar nu doar efortul din partea lor, dar și înțelegerea a modului în care funcționează ecosistemul. Că în momentul în care crezi că ai decizii corecte, fără ca să testezi bine ecosistemul, ai putea să te ciocnești cu niște consecințe mai grave decât erau cele de unde ai pornit tu. Deci aici ar fi un apel ca Banca Națională, ca și regulator principal, ca și coordonator național a politicilor, inclusiv de educare financiară, să se asigure că ce deciziile pe care le ia sau planifică să le ia sunt înțelese, sunt acceptate de ecosistem și vor fi implementate în felul în care acestea ar urma să fie implementate. Normal că driverile, asta dacă vorbim în general la nivel de guvern, este echipa guvernamentală care s-a dovedit și ne arată ceea ce poate face și noi ne mândrim cu ei și îi ajutăm de fiecare dată când este cazul să o facem, inclusiv din câte eu știu și Visa și alți membri de-a noștri sunt parteneri cu unele autorități publice în dezvoltarea anumitor chestii care să ajută să ne înțelegem mai bine și să încadrăm mai bine toate aceste sisteme. Un apel mai interesant ar fi pe partea guvernamentală, Ministerul Economiei, că ei sunt cei care răspunde partea de digital, ar fi să nu să se bazeze curat pe, nu știu, cadrul normativ, nu contează european, național, să încerce să meargă să discute cu cei care sunt mai mult să discute, că nu să discute, să discute mai mult cu cei care sunt operatori pe anumite dimensiuni, pe payments în mod special, deoarece aici este tare sensitive și asta e ceea ce se numește motorina care alimentează tot sistemul financiar sunt aceste plăți. Trebuie să ne asigurăm că ele într-adevăr se dezvoltă în felul în care să facă față la ceea ce se schimbă economia și la necesitățile noastre într-o eră globală, să zic așa. Ultima această remarcă legată de digitalizare și de payments, noi nu trebuie să uităm de cei care nu sunt guvernamentali și nu sunt BNM, care deloc sunt foarte departe de digitalizare. Dacă la nivel de guvern s-a făcut eforturile despre care am spus, la nivel de BNM vedem noi forțat, volens, nolens, să fac careva eforturi în sensul dat, la nivel de alte autorități regulatorii, care au foarte multe tangențe și deciziile lor influențează foarte mult sistemul financiar, inclusiv pe partea de plăți, este nevoie de mai mult efort, vorbim despre CNPF, vorbim despre alți regulatori, care încă nu au îmbrățișat ideea digitalizării în măsura în care ne-am dorit-o noi ca și comunitate. Mersi tare mult, Veronica. Sergiu? Eu sunt de acord cu tot ce a spus Veronica și vreau să fac încă un apel către populație. Utilizați-vă cardurile, alte instrumente digitale pentru achitări. Asta este sigur ușor și asta o să fie un driver pentru stat, ca să implementeze tot ce este necesar ca să fie și cât mai ușor, și cât mai sigur, și cât mai rapid. Colegi, mulțumesc mult. Reamintesc că astăzi am discutat cu Veronica Sirețeanu, director adjunct pe advocacy și dezvoltare la AmCeam, și Sergiu Stoianov, business development manager for Moldova la Visa Corporation, președintele Comitetului de Transformare Digitală al AmCeam. Deci noi suntem IPRE, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică, privesc.eu. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Noi știm că multă lume urmărește. La început spuneau că nu urmăre. Noi știm că urmărește. Și noi când finalizăm ne spune că Moldova va fi digitală, dar asta depinde, așa cum a spus Sergiu, de fiecare dintre noi. Fiecare noi putem să beneficiem. Noi deja suntem acolo și putem să avem mult mai multe beneficii din perspectiva unei persoane private, unei persoane oficiale, din perspectiva unui antreprenor, dar pur și simplu pentru fiecare dintre noi să ne facă procesele mult mai ușoare cu utilizarea
instrumentelor digitale, inclusiv cel mai direct instrumentelor de plată electronic pe care și eu vă chem să le folosiți. Asta este în beneficiu tuturor. Faceți ceea ce credeți dumneavoastră că este important pentru dumneavoastră și nu pierdeți timp, resurse, nervi și bani fără niciun fel de sens, când asta o puteți face foarte rapid, foarte sigur și într-un mediu absolut funcțional pentru toată lumea. La revedere și ne vedem pe curând. Ciao. La revedere, mersi de invitație.